Salutare, bine v-am regăsit la un nou daily vlog. E târziu, cum v-am obișnuit că încep eu daily vlogurile. Ora, hai mă că nu e așa târziu, 8? 8 și 13 minute, mă așteptam să fie mai mult. De obicei începeam pe la 9, 10, deci astăzi suntem bine. Este luni astăzi, noi am avut un final de săptămână, deci aseară duminică, să o iau așa cu începutul, dar dacă v-ați uitat la clipul cu MTS vineri, v-am povestit acolo cât uși de puțin, pentru că nu am reușit să fac o încheiere la daily vlogul trecut din cauza laptopului. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, eu nu i-am făcut nimic, v-am întrebat și pe voi pe Instagram ce ar putea fi, nu am timp de lăsat laptopul în service, deci dacă ar fi ceva trebuie să se rezolve de azi pe azi, nici măcar de azi pe mâine. Și nu am mai putut, frate, să fac nimic. Mi-a fost frică să mai scot și cardul din laptop, pentru că asta e proasta mea. Prostul meu obicei să editez direct de pe card, nu-mi pun fișierele niciodată în calculator. Cardul nu, laptopul nu este încărcat, că de aici pornisem. Am primit foarte multe sfaturi, gata mami, din partea voastră, în care îmi spuneați că poate să fie ba de la faptul că este încărcat, ba memorie. Nici de cum, laptopul nici nu este vechi, nici nu e încărcat, nici nu are memorie mică, nu știu. Însă m-a sunat verișoara lui Cristi astăzi și mi-a spus că vor trece ea și cu iubitul ei vineri pe la noi, pentru că el se ocupă de partea asta de IT și să vedem dacă rezolvăm. Îi spusese cineva lui Cristi că poate să fie vorba și de un lichid de răcire? Nu. Gen, ceva care răcește. Lichid, ăla era la mașină. Oh my god. Nu știu. Da, nu, lichidul e la mașină, sigur. În fine, cert este că în vlogul trecut nu am mai putut efectiv să vă spun ce s-a întâmplat. Ei bine, aseară am fost la burger, am fost la Sabroso, pentru că acolo sunt cei mai buni burgeri din Constanța, aș putea spune, nu că am mâncat noi foarte multe părți. Lui Cristi niciodată nu i-a plăcut burgerul, dar de când e cu mine a încercat și el și acum chiar e fan. Ești fan? Sunt fan. Ești fan. Da, de cine acum i-a făcut burger. Da, adică trebuie să fie foarte, dar foarte bine făcută carnea, asta e și în cazul meu, să nu fie carnea crudă, pentru că nu este ok. Și astăzi toată ziua mi-am mâncat creierul cu laptopul, am editat 28 de minute, cam așa, oh my god, poți să-mi dai și mie bateria, te rog? 28 de minute în 5 ore, iar eu în 5 ore, serios că editez 3 ore de vlog, cam la nivelul ăsta, se bloca continuu, nu puteam adăuga fișiere și când adăugam se făcea rotița aia de la cursor, m-am încărcat de nervi. Stați că trebuie să schimb și bateria. Și ba, îl lăsam să își revină, mă duceam, puneam la spălat. Iar mă întorceam la laptop, îmi făceam treaba, mă duceam, strângeam hainele și tot așa, vai, deci a fost crunt, am și o durere de cap. Pe urmă a trebuit să filmez clipul cu terminate pe care l-ați văzut voi vineri. Asta pentru că vreau să, de fapt am vrut să definitivez clipurile pentru săptămâna aceasta și să mă ocup acum doar de vlogul ăsta, vedem ce facem, de fapt vedem. Am o grămadă de lucruri să vă spun, să vă arăt, dar sper să fiu scurtă și la obiect și pe urmă începem cu Vlogmas. Când e 1 decembrie, Cristi? Joi sau vineri? Cred că vineri. Ziua ta e pe 4. Care este luni? Cred că vineri. 3, 2, da, vineri. 1 decembrie, deci nu. Vineri, mă, sau joi? Vineri. Vineri, nu? Deci săptămâna următoare nu vom avea vlog marți, pentru că vom începe de vineri în forză. Da, și am filmat și clipul cu terminate, l-am și editat, l-am și urcat, sunt urcate amândouă clipurile pe YouTube, nu prea mai am așa energie, că m-am enervat rău de tot, deci mi-a stricat tot moodul, plus că de ceva timp nu prea mă odihnesc, adică dorm, nu mai ca înainte când nu dormeam, stăteam așa cu ochii în tavan, aveam insomnie, nu, acum dorm, dar visez tot felul de porcării. Deci aseară visam ce am făcut cu o zi înainte. Am visat că dădeam cu aspiratorul, cu Denis ăsta de la Philips și vedeam doar lumina aia de la aspirator, foarte ciudat. Chiar îi spuneam lui Cristi că mai bine nu dormeam aseară pentru că m-am trezit mai obosită decât m-am pus în pat.
aiurea, nici măcar cafeaua nu m-a ajutat. Pe cea de-a doua cafea am băut-o așa, din stres, pentru că stăteam la laptop, mă enervam și aia e. Dar bine că mi-am dus la bun sfârșit ce aveam de făcut. Așa, acum să tot vorbim. Îi spuneam lui Cristi că am o durere în gât. Azi am vorbit toată ziua. Toată ziua am filmat câte ceva, toată ziua am vorbit, a trebuit să rezolv chestii, deci... Fai de mine. Ok, am plasat o comandă pe Spring Pharma, cred că v-am spus în daily vlogul trecut, mi-am cumpărat două produse Relasteel, primele mele două produse Relasteel, sunt foarte entuziasmată, în seara asta abia aștept să le folosesc și voiam să vă arăt și vouă, pentru că am fost plăcut surprinsă. Atunci când eu am plasat comanda era final de Black Friday sau ceva, dar nu m-am uitat, gata mami, nu m-am uitat că... Voi primi și un cadou din partea lor și n-am luat în calcul treaba asta. Am aici cutiuța, mi-am cumpărat această cremă anti-imperfecțiuni pentru tenul cu imperfecțiuni și tendința acneică. Are 40 de mililitri. Ambele produse sunt Relasteel, v-am spus. Nu știu ce să mai fac cu acnea asta. Din cauza stresului, probabil și din cauza că nu mă odihnesc, nici nu știu, nu poate fi vorba de alimentație, de mâini murdare, că nu mă demachez bine, că nu intră în calcul toate lucrurile astea, pentru că sunt obsedată de tot ce înseamnă curățarea tenului, de alimentație. Ok, scap eu la dulciuri, dar nu mănânc toate porcările, adică îmi place să fac dulciuri în casă, să știu eu ce cantitate de zahăr folosesc și așa mai departe. Dar de ceva timp, cred că de când a început nebunia asta cu dinții, zici că tenul meu a luat o razna din nou și trebuie să fac ceva pentru că nu mă simt confortabil. Am aici, în partea asta, pe mandibulă, peste tot. Am coșulețe, bubițe, iritații, pete, m-am săturat de ele. Nu mai merg la dermatolog pentru că... Am tot fost și mi s-a spus destul de clar că la mine se activează pe stres, deci să merg și să mi se zic același lucru. Așa, și am zis să-mi cumpăr crema asta, uite așa arată, zici că ar fi un unguent. Ia să vedem, miroase? Dar parcă scria că nu are parfum. Nu miroase nimic. Nu miroase. Sta să vă mai spun ce scrie aici pe cutiuță. Deci, cu acțiune keratolitică, seboreglatoare, calmantă și matifiantă, reduce și previne imperfecțiunile pielii impure, îmbogățită cu pantenol, ceramide și acid hialuronic, cu acțiune hidratantă și antimicrobiană, ce ajută la controlul proliferării microorganismelor pe piele. Aplicați pe pielea curată și uscată dimineața și seara. Ok, mulțumim. Da, și cam atât scrie. Abia aștept să o testez, v-am zis că o folosesc în seara asta și vin la voi cu păreri, sper să fie ok. Așa, și mi-am mai cumpărat tot de la Relasteel, cum vă spuneam, această loțiune tonică. E un tonic așa foarte ușor pentru tenul gras, echilibrant, astringent, are 200 de mililitri acesta și scrie că este o loțiune tonică proaspătă și ușoară, cum v-am spus, pentru tenul gras, mix și predispus la acne. Cu acțiune eficientă de reechilibrare, astringentă și de decongestionare. Evitați contactul direct cu ochii, fără coloranți și derivate din grâu, hipoalergenic. Super! Să vedem cum o să fie. Ia să vedem cum miroase. Mamă, ce bine! Mamă, ce bine miroase asta! Vrei să miroși? Da. Ia! Ia să vedem. Vezi? Mamă, super! Mie îmi place să folosesc produse care au puțin... Da, foarte... Nu, condimentat. Da, îmi place să folosesc produse care au doar foarte, foarte puțin parfum, miros, așa. Tenul meu nu este sensibil pentru că e gras, nu am sensibilitate. Însă îmi place să miros așa bine când îmi aplic o cremă. Ok, și astea au fost chestiile pe care le-am cumpărat. Nu mai știu să vă spun cât am dat pe ele... Dar le-am luat la o mega reducere, cred că 70 de lei am dat cu tot cu transport sau 70 și puțin de lei, foarte ieftine au fost. Acum mă uitam pe site-ul lor și nu mai sunt la reducere. Am primit un flyer
Mi se spune aici că am 12 lei reducere la următoarea comandă și o cutie cadou. Pe urmă, de fapt pe urmă, am intrat eu acum pe pagina lor de Instagram și m-am uitat dacă e normal să primesc cutia asta cadou și într-adevăr toată lumea o primea de Black Friday, doar că eu nu am fost atentă la treaba asta. Deci uite așa, foarte drăguț, chiar super drăguț. Așa, și am primit câteva chestii în această cutie. O bomboană din asta pentru gât, este fără zahăr, doar cu un dulcitor și cred că după ce închid camera iau bomboana asta că mă doare în gât teribil. Viro Protect Rapid cu quercetină, acesta este Naturalis, de la Naturalis. Am primit și un sticker drăguț, drăguț, o să lipesc pe frigider, cred. Beauty Cell, știu de produsul acesta, este colagen hidrolizat cu absorție foarte ridicată, fără zahăr, fără gluten și fără lactoză. Super, chiar îl voi încerca pe acesta. Gata, mami, gata. Eu am intoleranță la lactoză și sper să fie ok, că m-aș bucura foarte mult să descopăr și eu ceva fără lactoză. Un plic din ăsta de magneziu cu B-complex, acesta cred că o să ajungă la Cristi. Îl vrei pe asta? Că el are probleme cu magneziu și chestii din astea. Arginină. Eu până acum nu am mai luat arginină, dar voi căuta despre ea. Am aici. Uite. Deci arginina este un aminoacid prezent în mod natural în organismul nostru. Așa. Este ok, din câte îmi dau eu seama, pentru perioadele alea în care ești solicitat fizic și psihic. Da. Aport adecvat de L-arginină obținută din sursă naturală prin proces de fermentație. Să vedem cum o să fie, le voi testa pe toate și vin la voi cu păreri. Și mai am aici un tonico forte, știu de suplimentul acesta, chiar mă uitam la el, cred că acum vreo 2 luni, înainte să-mi iau eu beurile alea. Este un supliment alimentar care are mai multe, mai multe scopuri, însă este foarte bun și pentru reducerea oboselii. Atunci când te simți extenuat, știu că tonicul forte ăsta e ok, mi l-a recomandat cineva. O să văd, îl voi lua pe acesta și vedem cum mi se pare. Și v-am arătat tot, nu? Da. M-am bucurat foarte, foarte, foarte mult, pentru că în ultima vreme chiar îi spuneam lui Cristi, am plasat atât de multe comenzi și frate, nimeni, chiar și comenzi mari, nimeni nu mi-a dat, nu știu, măcar un flyer de ăsta cu 2 lei reducere. Dar chiar m-am bucurat că am primit lucrurile astea. Așa, asta și cu comanda. Cristi a dat, ai plasat, Cristi, comanda? A trebuit să țip puțin să mă audă, dar era ciudat să las pe cameră. Cristi! Bă, Cristi! Mă, ca o mușcă. Așa, era la orășelul lui în dormitorul 2. Vă spuneam că a dat comandă de ceva cumpărături alimentare pe Taz, pentru că nu aveam nici timp și nici chef să merg la cumpărături în agitație acum. Vreau doar să iau o pauză vocală, nu mai vorbesc cu nimeni, mă duc să fac duș și mai am ceva de lucru, dar să vedem dacă în seara asta sau mâine, că mă ustur ochii, toată ziua am stat cu ochii în panorama asta de laptop, să vedem cum va fi. Ok, vă arăt cumpărăturile. Când vin n-am luat mare brânză, doar chestii pentru casă, adică musli, ce ai mai luat? Apă, consumabile, da, exact. O să deschid telefon, nu mai deschid camera. Noi am luat cină, i-am făcut lui Cristi pentru mâine dimineață o omletă, că el se trezește mult mai dimineață. I-am făcut o omletă, o lăsăm aici la răcit și o punem la frigider. A venit și comanda Taz, am luat mâncare pentru peruș. Stai că cred că am camera murdară, mai bine. Un salam din ăsta pe care vreau să-l feliez. 3 plicuri de musli cu măr și scorțișoară, sare de lămâie, 2 plicuri, un croissant din ăsta, smântână la găletușă pentru că folosesc în tot felul de mâncăruri, o pungă de cartofi din ăștia pentru prăjit și aveam și lapte, Cristi, nu? Da, se pare că laptele nu este ce ne interesa cel mai mult și am mai comandat un box de apă minerală. Plată, tu ai luat plată. Nu, plată nu. Aoleu, săracu, a venit cu 2 boxuri. Nu, că l-am ajutat, l-am mașină. Ok. Astăzi nu am reușit să vorbesc cu voi, însă abia la ora... Stați să vedeți la ce oră mâncăm.
10. Abia acum am reușit să termin și eu tot ce aveam de făcut, a terminat și Cristi jobul lui și, bineînțeles că n-am mai stat să gătesc, avem mâncare în frigider, dar am comandat de la KFC Christmas bucket. Da. Toate au costat vreo 70 de lei, cam așa, și ne punem să mâncăm. Deci v-am zis, abia acum, astăzi am stat prost și la capitolul mâncare și la capitolul timp și la absolut tot, 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 însă mâine promit că vorbesc cu voi. Astăzi am făcut și intro-ul pentru Vlogmas. Abia aștept să îl vedeți, nu e nimic complicat, dar e ok, zic eu. Nu știu ce o să iasă din vlogul ăsta. Foarte dezorganizat am fost în această săptămână, vă arăt cumpărăturile, mă așez pe canapea și vorbim. Am fost la mall astăzi, am cumpărat niște bomboane din astea de la Roșen, sunt foarte bune, însă au geleu din ăla în interior și nu pot să zic că sunt preferatele mele, însă sunt foarte bune la gust. Am luat și niște clementine, acolo brânză topită, cereale, n-am mai mâncat brânză topită de 15 ani, lămâi, apă de gură, detergent de vase, o pâine, ne-am cumpărat aici de la cofetăria Ocean o amandină, iar eu mi-am luat o savarină. Nu am mai mâncat, cred că de cel puțin 7-8 ani o savarină și am luat-o pe aia, un paracetamol, stai mami! Eu nici măcar nu mi-am lăsat geanta, deci am venit repede-repede în bucătărie, niște dischete de machiante, albeni, sare din asta și gata, asta este tot. Hai să vorbim cu oamenii în sufragerie, mergi și tu? Haide! Deci, am să vă spun atât de multe chestii. Dumnezeule, n-am mai vorbit așa cu voi de luni. Astăzi este miercuri, pentru că m-am ocupat de multe lucruri, nu știu ce vedeți voi acolo, sper să nu fie dezastru prin spatele meu. Ah, m-am lovit în cot, fac cunoștință cu un prost, așa zicea mama aia. M-am lovit în cot, Cristian. Fac cunoștință cu un prost. Așa, alea acolo în coș sunt pentru bandajarea degetului lui Cristi. Mulțumim foarte mult pentru mesaje și pentru întrebări. Degetul lui este bine, a renunțat la bandaj. Mâine trebuie să renunț eu la coșul acela cu fel și fel de chestii. Deci, ieri m-am ocupat de... Vrei să vii sus? Haide, 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 iubirea mea. Ieri m-am ocupat de lucruri pentru Vlogmas, de intro-ul pentru Vlogmas, de filmarea primului clip. Asta pentru că, mami, gata, noi vrem să facem bradul și trebuia să filmez partea cu decorațiuni pentru a le putea pune în brăduțul nostru. Am terminat, opa, am terminat, mami, vai de mine, deci ăștia sunt culme. Îl trage Delma pe Coco de coadă. Am terminat de filmat, am terminat și partea de intro ieri, absolut toată ziua, toată ziua. Am stat la laptop, laptop care se bloca continuu, trebuia să aștept. Vai de mine, gata mami, gata. Așa și n-am mai reușit pur și simplu să vorbesc cu voi. De-aia vă ziceam și aseară că am filmat, am mâncat pe la 9:30, cam așa, prima oară, da, KFC. Da, și pe mine m-a durut după fierea de, am zis că mor. Și astăzi n-am avut deloc multă energie. Și ieri am mai făcut și reel-ul acela, da, mami, pentru Bon Prix. L-am editat și pe el, îl vedeți pe gafie aici, nu-l vedeți? Așa, astăzi a trebuit să îmi spăl părul, de aia îl vedeți în felul ăsta. Am primit foarte, dar foarte multe întrebări pe Instagram legate de părul meu. Larisa, ce-i faci? Cum arată așa? Cu ce te-ai vopsit? Nu m-am vopsit cu nimic. Am renunțat la a mă mai vopsi. De când am fost ultima oară... Nu. Am fost la salon și m-am mai vopsit odată. V-am arătat atunci pe cameră ce vopseam am folosit. De atunci n-am mai pus nimic, că dacă mă vopseam, v-aș fi arătat. Și nu-i fac nimic, așa este părul meu. Ăsta e părul meu natural. Cum vă spuneam și pe Instagram, cu cât îl hidratez mai mult, cu atât onduleurile se formează mai frumos, părul fiind hidratat și deloc ars. Eu, cât am avut problema aceea cu decolorarea, când a început să mi se rupă părul, ca vârfurile să fie despicate și așa, nu mai arăta deloc ok. Chiar vă filmam și pentru voi în vară și vă arătam cum este părul meu și onduleurile mele frumoase se duseseră naibii, dar acum văd că au început din nou să se formeze și sunt foarte drăguțe pentru că astăzi am stat, cât timp am făcut unghiile, vorbim și despre unghii. Vlogul ăsta o să fie așa mai mult pe vorbă, însă aia e,
Se mai întâmplă. Când mi-am făcut unghiile, am stat în păr cu ulei de ricin, vitamina A, E și ulei de rozmarin. Mi-am făcut din nou și apa de rozmarin pe care o aplic pe scalp și la vârfuri. Și ideea este așa, foarte, foarte ondulat și pare natural. Aici vă dați seama că încă mai am și decolorant și vopsea, dar în partea aceasta este părul meu natural, nuanța mea naturală, așa arată el. Să revenim și la partea de unghii. Mi le-am făcut astăzi și am folosit acel rubber. O să vă las o poză aici pe ecran, că nu mai stau să mă duc în cutia cu ojă. Pentru că, ia asta, să vă las puțin mai jos, să ne vedem mai bine. Pentru că e în dormitor și nu mă mai duc după ea. Vai, ce mă privește Garfi. Ce-i, mă, mamiță, a fost doar de mine? Mi-am făcut unghiile, cât am stat și cu uleiul pe păr, m-am chinuit o grămadă pentru că el e ok. Vedeți că nuanța e drăguță, e un milky white așa, ținând cont de prețul pe care a avut-o oja, rezultatul e mai mult decât decent, doar că fratele meu se lucrează super greu cu ea. Este o ojă care curge. Asta îi povesteam și lui Cristi, deci 4 ore a durat să-mi fac unghiile. În momentul în care o puneam pe unghia asta, doar pe centru, deci nu vorbim de laterale, și începeam să fac și la unghia asta, deja aici toată oja era scursă, pe cuticulă, pe lateral, pe șervețel, pe masă, pe peste tot, și trebuia încet încet să lucrez cu pensula mea, mami, cu pensula mea micuță de la Cupio în laterale și în zona cuticulei, să bag repede la lampă, polimerizez puțin cât să se prindă oja și pe urmă făceam asta pentru fiecare deget în parte, pentru fiecare unghie. A fost horror, dar rezultatul e ok, mie îmi place, foarte natural, drăguț așa, simpatic, chiar simpatic. Se putea și mai bine, doar că nu mai aveam deloc... Nu mai aveam nici răbdare, deja mă plictisise, mă durea și coloana, eram ofticată că nu am făcut sport. Nu știu dacă v-am zis aici sau vă povesteam doar pe Instagram, dar de când am luat proteina aia de pe Jim Beam, fac sport zilnic, nu am făcut astăzi și când n-am mai făcut, Cristi, că mai era o zi. Mă rog, nu mai știu, într-o zi. Era altăieri făcut? Nu, alaltăieri cred că n-am făcut. Și am făcut ieri, cât și pentru alaltă, și pentru azi. Dar de când am cumpărat proteina aia, fac sport și trag de mine, pentru că eu așa mă relaxez prin sport. V-am mai zis că mă deconectez de la orice. Când sunt supărată, fac sport. Când merge prost, fac sport. Când am o stare nasoală, fac sport. Și am tot făcut în ultima perioadă. Am febră musculară inclusiv aici. Ieri am făcut cu 35-40 de chile și am simțit că am tras puțin cam prea mult, dar a fost ok pentru că simțeam așa cum se curăță. Da, da, exact. Deci eram, știi că era o melodie, dincolo de stele sau dincolo de ceva, nu mai știu. Mi-am depășit limita de 300% chiar. Băi, îmi vibra ceasul. Băi, Cristi, tu știi cum îmi vibra ceasul ieri? Felicitări, ai depășit recordul cu 300%, cu 400%, zic, frate! Și bine, și bătăile erau pe măsură, la un moment dat aveam 156 de bătăi, dar mă rog. Da, și am făcut sport, că m-a mai întrebat cineva, o fată, gata, mami, cum sunt cu durerea de spate? De când fac sport, mult mai bine și asta este clar. Stați că le punea Cristi mâncare și s-au luat din nou peruși la bătaie. Dramatic. O să aducem colivia aia mică și să-l băgăm pe Coco separat pentru că se bat în prostie. Deci mă apucă nervii. Eu nu știu cum stau ăia toți în magazin, porcoi peste grămadă acolo, că sunt săraci. De nevoie. Cred că așa sunt crescuți, de fapt. Cred că asta e chestia. Noi am ținut separați, Delma este super posesivă și vrea toate leagănele și oglindă. Uite, deci uite-te și tu. Noi avem 5 chestii din alea castronașe cu mâncare pentru ei și Delma sare la toate. Cum mănâncă altul, sare și îl bate. Doamne, așa, ei nu știu ce vă mai ziceam. Și mi-am făcut și unghiile astăzi. Pe urmă s-a întâmplat ceva ce la mine nu prea se întâmplă și anume am adormit. Deci îmi scria mama, eu am adormit cu telefonul așa pe piept, probabil lucram ceva în Canva, habar n-am. Știu că i-am zis lui Cristi, băi, stau puțin în pat pentru că mă ustră ochii de atâtea ecrane, dar tot făceam ceva
Și am adormit, m-am trezit cu telefonul așa pe piept, vai de mine, e grav. Și acum, pe seară, am mers până la mall pentru că mi-am cumpărat eu o pereche de blugi, niște jeans foarte drăguți din Stradivarius, pe care îi văzusem în online și mi-am cumpărat, n-am cum să viară pentru că i-am pus la spălat. Vreau să se usuce și să îi port și am uitat să-mi șterg cerceii din nou pentru că de fiecare dată am fond de ten pe bănuții ăștia. Și mi-am mai cumpărat, stați să vă arăt, un portofel, Doamne, Doamne, Dumnezeule, deci a fost, asta îi spuneam lui Cristi, dragoste la prima vedere. Mergeam spre casă cu jeansii să îi plătim și am văzut portofelul ăsta, m-am îndrăgostit. Deci, Doamne, Dumnezeule, ia stați să îmi pun și eu geanta asta. Acesta este minunat, deci atât de moale, asta o fi piele. Nu cred, nu? Dar putea... A, nu, stai, nu. Păi da, păi da, dar e foarte moale. Tu ai văzut? E un material mai calitativ. Da, aici scrie Stradivarius, nu că m-ar interesa pe mine, însă e foarte frumos, foarte moale materialul ăsta. E mic, exact cum îmi doresc, nu știu dacă vă dați seama, dar e foarte mic, uite. Super mic, comparativ cu geanta. Atât, da, exact. Bine compartimentat. Nu prea mi-ncape mie buletinul, ce-i drept, l-am pus aici. Aici mi-am băgat permisul, un card și mai am încă un card prin geantă aruncat, trebuie să-l pun și pe ăla. Și aici arată în felul ăsta. Mi-am pus, am niște cash aici, așa, două compartimente din astea. Super drăguț, foarte moale, îmi place mult de tot culoarea, deci este minunat, minunat, minunat. Foarte frumos, mai erau acolo unul negru și unul... Mov? Sau ce culoare era ăla? Nu știu, o culoare... Nu, negru și gri, mi se pare. Gri, da, gri, ai dreptate. O culoare care nu îmi prezenta interes și nu, de-aia nici n-am reținut-o. Pe ăsta îl iubesc. A costat 45 de lei și mi se pare cel mai drăguț portofel care există și care a existat vreodată. Așa, și să vă arăt că mi-am comandat un organizator de pe MAG. Nu știu cum este acum cu voi, îl deschid și eu. Un organizator, oare era rotativ ăsta? Tu mai știi? Nu mai știu. Parcă era rotativ. Pentru a-l pune la make-up, că m-am săturat să stea toate chestiile alea înșirate acolo. Uite cam așa arată. Bineînțeles. Da. Ia, mami, ia. Care-i treaba, mami? Haide, vino aici sus. Haide sus. Sus, mami. Haide. Bineînțeles că puteam să merg în Jumbo și să-mi cumpăr unul, doar că am devenit comod în ultima vreme, nu prea îmi place să mai merg așa prin agitație și l-am cumpărat de pe MAG, a costat 33 sau 34 de lei, cam, băi, nu cred. Deci, mi-e rău, mie în momentul ăsta mi s-a făcut rău. Deci sângele meu e în călcâie. Ce culoare crezi că e? Roz. Da. Nu urăsc. Deci nu cred. Deci mi-e rău. Frate, și scriau fetele acolo că cine a vrut roz a primit alb, cine a vrut alb a primit transparent, cine a vrut transparent a primit negru. Frate, cum să se nimerească fix roz? Mamă, și ce roz. Mi-e rău. Nu. Nu, 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 nu. Nu, nu știu cum o să fac să primesc unul negru, să-l țin pe ăsta și să-l vopsesc. Nu, avem vreo vopsea? Doamne, băi, da, aveam nevoie de el, deci nu vine, îmi vine să plâng. Da, știi că scrie negru. Păi, tocmai asta, da, da, citește în comentarii că multe fete s-au plâns de chestia asta. Că am citit, zicea ok, da, frumos, calitativ, bla, 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 dar culoarea, deci nu mă deranja alb. Nu mă deranja portocaliu, fix roz. Nicio problemă, ascultă-mi. Ai, 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 mamă, ce dezamăgită sunt, deci nu mai pot, îmi vine să plâng. Deci, așa trebuia să fie, rotativ. Mamă, m-am desumflat complet. Aia e, o să-l facem în... Da, o să... Uită-te puțin la garfi. Măi, mami, mă... O să-l facem un vlog, mas. Atunci nu mai facem un vlogul ăsta, că eu asta voiam. Aia e. Astăzi este
Ce zi azi? Miercuri. Eu o să închei vlogul acesta, chiar dacă e scurt, a fost numai cu vorbărie, îmi pare foarte rău, dar vreau să-l editez, să l-am pregătit pentru duminică, pentru că mâine o să vină prietena mea la noi, vineri o să vină verișoara lui Cristi cu iubitul ei, sper să-mi rezolve laptopul, pentru că el cu asta se ocupă și sper să mă ajute cu laptopul. Și o să vină la noi să se uite la laptop. Eu le-am spus că nu am cum să renunț la el nici măcar o zi, adică o seară. Și ei au fost foarte drăguți și au spus că o să mă ajute vineri după programul lor, deci seara târziu. Așadar, oricum nu mai am ce să filmez. Vreau să l-am pregătit și să înceapă vlogmas. Doamne, abia aștept. Puloverul acesta, by the way, este cumpărat din Sinsay. L-am cumpărat când am fost la mall în vlogul trecut. E extraordinar, foarte moale, super drăguț. N-am un link să vă trimit, pentru că voiam și eu să mai cumpăr o culoare, doar că, opa, nu l-am găsit nicăieri. E atât de moale, pufos, super drăguț. A costat vreo 90 de lei și îmi place foarte mult. Ok, ăsta a fost vlogul de astăzi. Sunt supărățică rău de tot cu organizatorul ăsta. Dar aia e. Se mai întâmplă. Sper că v-a plăcut să ne urmăriți. Nu știu dacă v-am dat eu ceva informații interesante în vlogul ăsta, nici nu mai știu ce am vorbit, pentru că am tot filmat și pentru Instagram și filmam și trimiteam mamei mele sau lui Cristi și chiar nu mai știu ce am împărtășit cu voi, dar sper că măcar simpla mea prezență să vă ajute să vă ridice moralul în cazul în care ați avut o zi nasoală sau vă întristează vremea de afară, care mie personal îmi place foarte mult. Da. Atât pentru vlogul de astăzi, mulțumesc că v-ați uitat la el și următorul vlog va face parte din Vlogmas, deci nu vom avea Nu vom avea vlog marți, pentru că începem, când am zis mă că e 1 decembrie, joi sau vineri? Ziua mea e pe 4, adică luni, vineri. Vineri, da, deci ne vedem vineri cu primul Vlogmas. Gata? Ok, v-am pupat, dragilor, aveți grijă de voi, ne vedem în Vlogmas. Pa, pa!